Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu Tutorialeat. Astăzi o să desfacem un laptop. Că Gheorghe odată leacă de apă, la nervi așa o leacă. Bun, el deja a început să desfacă componentele. Avem nevoie de un spray pentru contact pentru electronice. Vedeți? Se vede și aici. Este ok. Bun, trebuie să desfacem toate componentele. El asta face, în locul meu. Bun. Trebuie să dejos toate plasticele. Dacă cumva ați dat apă pe la, nu știu, ați vărsat cafea sau ceva de genul pe la tastatură, trebuie să dați tastatura jos. Noi să începem cu spatele momentan și apoi vedem mai în față ce se va întâmpla. Așa. Să desfacem mare parte. La noi era doar partea din spate puțin afectată de apă. Normal puteam să-l ștergem cu cârpă și mai rezolvăm de probleme, dar după aia în timp se oxidează totul și nu este bine. Folosim acest spray care v-am zis. O să dăm pe toate contactele. Vezi, la RAM, să fim siguri. Asta puteți să faceți și în caz dacă vreți să curățați puțin laptopul. Puteți să dăm pe toată suprafața. Nu este nicio problemă. Ok. Să luăm și hardiscul, la fel. Ok. Și RAM. Ok. Și cam atâta până aici. Mai avem și baterie aici frumoasă. Ok, să scoatem și pe asta. Vedeți, aici se încântă. Nu trebuie șterse, o sucă, aproximativ mai puțin de un minut. Ok. Altceva nu prea este de făcut. Zi, este ceva de făcut aici? Ah, mai avem contact. Depinde ce nu aveți problema. Nu ne credeți că ați vărsat apă. Dacă ați vărsat foarte multe apă sau cafea sau ceva de genul, vă recomand să-l desfaceți pe tot. Și cam atât. Acum o să-l mântăm la loc și vedem dacă merge. Și acum o să îl deschidem să vedem dacă funcționează. Ok. Se pare că da. Funcționează. S-a deschis. Acest spray puteți să-l folosești și în caz de nu vă mai pornește din cauza că, nu știu, a scăpat niște apă, niște cafea, niște suc. La procedura asta se face la toți conectorii, exemplu de pe placă, de pe tastatură, la butoane, trebuie să desfaci. Eu n-am desfăcut pentru că aveam doar o mică problemă. Da, și cam atât aș cu acest video, rămâne să ne vedem data viitoare, abonați-vă la canal, dați un share să vadă prietenii voștri și rămâne să ne vedem data viitoare. Salut!